Mai vine Iisus odată că eu nu mai pot. Ce ziceți? Da, dar va fi la sfârșitul lumii. Simt, uitându-mă la tot ce se întâmplă pe planetă, că e nevoie. Dar Moș Crăciun a existat? A fost un sfânt de la care s-a inspirat, să zicem? Sunt mai multe, spunem așa, explicații ale explicații religioase sau... Da, pornite din zona religioasă, în special și din tradiție. Știți, se întrepătrund. Da, în foarte multe locuri. Da, inițial... Cred că știți, era vorba de Crăciun, care era un om rău, și Crăciuneasa, cea bună, care primește pe Maica Domnului acolo, în casa ei, dar nu putea în casă, ci în adăpostul animalelor, și acolo naște pe Iisus. Deci au fost gazdele... Da. Și Sfântul Nicolae, cum a ajuns Moș Nicolae? El este numit Moș Nicolae și este și reprezentat, de regulă, în iconografia ortodoxă, este reprezentat ca un bătrân, pentru că a murit la o vârstă foarte înaintată. Foarte mulți dintre sfinți au murit la vârstă tânără, martiri, martirizați. Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitri, și vedem tineri înfășisați în biserică. Așa, Cuvioasa Paraschiva la fel a murit de tânără. Dar Sfântul Nicolae a avut așa de la Dumnezeu zile îndelungate. În vremea aceea oamenii nu trăiau foarte mult, a avut zile îndelungate și a rămas această imagine a bătrânului și denumit bătrân, moș. Întrebam așa, care credeți că a fost primul om care a intrat în rai? Bună ziua, suntem astăzi alături de preotul Lucrețiu Dan Pătrășcanu, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe din Cimitirul Sudic sau Vâlcele, cum mai este cunoscut din Focșani. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Am mari emoții, după cum le mărturiseam și colegilor. Sper să iasă foarte bine interviul ăsta / podcast. Și să vorbim despre tot ce se poate vorbi. Știu că sunteți foarte comunicativ și mai ales că ați absolvit și facultate de jurnalism, ceea ce nu știu cât de des e întâlnit la un preot. Cred că mai sunt. Da. Mi-am pus așa în cap să vă adresez niște întrebări. Și aș vrea să încep cu una care nu știu dacă e grea sau ușoară. Mai vine Iisus odată că eu nu mai pot. Ce ziceți? Da, dar va fi la sfârșitul lumii. Simt, uitându-mă la tot ce se întâmplă pe planetă, că e nevoie. Probabil sentimentul nu e nou. Așa din ce am citit și la anul 1000 și la anul 1500 și înaintea dezastrelor acestea, cum au fost în secolul 20 și cele două război mondiale, omenirea a simțit același lucru, dar sunt doar semne și până când va veni Iisus, noi ne dăjduim să mai fie, tocmai pentru ca să avem timp de mântuire. E singurul lucru care dă valoare timpului. Știți ce cred sau ce văd, nu știu, percepția mea este că nu căutăm mântuirea. Cel puțin nu ca specie. Poate la nivel individual sunt cei care o caută. Cum percepeți dumneavoastră asta? Să spunem așa, vis-a-vis de căutări, poate nu simți neapărat că ești în căutarea mântuirii, dar cauți fericirea. Asta cu siguranță putem întreba și găsim răspuns la majoritatea oamenilor. Căutăm starea de bine, căutăm bucuria, căutăm plăcerea. Sunt forme prin care practic omul caută pe Dumnezeu și implicit mântuirea, pentru că mântuirea, vorbind de mântuire, este o viață veșnică trăită în bine, în frumos, în dreptate, în adevăr. Oamenii caută. Acum, vis-a-vis de căutările fiecăruia în parte, bineînțeles că sunt foarte, foarte diferite. Să spunem, sunt oameni care caută fericirea și de cele mai multe ori, așa cum trăim această perioadă consumistă, o caută în lucrurile materiale. Sunt fericit că am mai luat o casă sau sunt fericit că am o mașină de ultimă generație, telefon și așa mai departe. Ei bine, de regulă, căutările acestea
ale fericirii în zona materială sau materialistă sunt de scurtă durată și la un moment dat omul ajunge la concluzia că nu îl mulțumesc pe deplin și atunci caută și altceva. Și sunt oameni care caută. Până la urmă, știți, mântuirea nu este dobândirea unei anumite stări, ci o căutare permanentă. Spuneți-mi totuși, când vedeți atât de mult rău în lume, cum răspundeți celor care, nu dumneavoastră personal neapărat, dar să spunem, cum răspunde biserica, fie ea creștină ortodoxă, nu știu, poate și cei de alte rituri, catolici și așa mai departe, cum răspund întrebării unde e Dumnezeu? E foarte simplu să răspund întrebării unde e Dumnezeu și, în general, eu cred că aici e o schimbare a percepției noastre despre realitate. Mass media, din păcate, a contribuit decisiv la această schimbare a percepției. Eu, dacă mă credeți și dacă vreți să vă spun, văd și foarte mult bine în jurul meu. Clar că este foarte mult bine. Nu este mediatizat. Acum, dacă ați adus aminte de jurnalism și de cursurile pe care le-am urmat la Facultatea de Științele Comunicării, exista această întrebare a mea, de ce mass media cu precădere prezintă lucrurile negative și inclusiv referitoare la slujitorii bisericii, să spunem, pentru că știrile acestea fac senzație, să spunem. Și explicația primită de la domnul profesor Coman, decan pe atunci, era că mass media trebuie să prezinte ceea ce este din obișnuit, tocmai pentru ca să atragă. Dacă un preot are un azil de bătrâni, e un lucru obișnuit, el trebuie să facă asta. Dacă un profesor merge la ore, își face datoria, pune așa suflet în ceea ce face, medicul la fel, e ceva obișnuit, trebuie să facă asta, jurnalismul prezintă evenimentul. Evenimentul înseamnă ceva ieșit din obișnuit. Și atunci, cred că asta a contribuit decisiv la schimbarea noastră de percepții. Eu caut să, așa, le vorbesc cu oamenilor ca realitatea lor să fie realitatea lor imediată, nu ceea ce văd, să spunem, în jurnalele de știri sau pe Facebook sau pe... Pentru că asta este o realitate intermediată. De multe ori nu e tratat obiectiv. Cred că puteți să dați dreptate în lucrul acesta, chiar dacă nu e cu rea intenție, dar e vorba de un unghi de abordare. Dar eu mă refer acum concret, de exemplu, aceste războaie care există, adică nu e ca și cum ar fi ceva imaginar stârnit de mass media. Nu, există toată suferința asta a copiilor. În al doilea război mondial, eu am văzut și chiar aveam așa o, să spunem, o bucurie. Deci, oameni născuți, mama mea e născută în 47, oameni născuți în 44, în 43, deci s-au născut permanent oameni și era război, dar un război mondial, era un cataclism la nivel global. Adică oamenii, dacă ar fi avut, să spunem, atunci senzația că gata, s-a terminat lumea, până la urmă nu mai se nășteau copii, nu? E clar, și nu putem face comparații între situația actuală globală, chiar cu aceste două războaie intens mediatizate, primul a fost războiul acela din Irak. L-am văzut în direct la televizor. Era primul război transmis în direct. Acum războaiele sunt în direct. Le vedem. Deci nu putem face comparații cu ce se întâmplă atunci și vorbim de 70 de ani în urmă, 80 de ani față de ceea ce trăim astăzi. Normal că nu putem face comparație, dar suferința există în continuare și uneori parcă trece de limitele acceptabilului. Adică, ce spuneți? Că sunt inerente naturii umane? Sigur, și nu inerente. Fac parte din natura umană. Deci, luăm interpretarea biblică și vedem că omul a fost creat de Dumnezeu bun. Bun. Dar nu perfect. De ce nu perfect? Pentru că el trebuia să ajungă la perfecțiune prin voie liberă. Voia liberă, darul acesta pe care Dumnezeu l-a dat omului și care îl face ființa aceasta la asemănare, după chipul, spre asemănare cu Dumnezeu, trebuia să-l conducă pe om la starea de perfecțiune implicit de nemurire. Ei bine, omul a căzut,
n-a ascultat o singură poruncă pe care Dumnezeu i-a dat-o și în momentul căderii a existat niște consecințe asupra naturii umane. Ea bună făcută de Dumnezeu, a existat niște consecințe. Noi, în învățarea credinței ortodoxe, spunem așa, s-a alterat firea umană. Și cum putem să vedem asta? Privindu-ne pe noi sau pe seminii noștri, dar pe noi, să fim sinceri și obiectivi cu noi. Mai ușor facem rău, mai greu facem bine. Ne luptăm cu noi să ne oprim de la un rău sau să ne cenzurăm în a jigni pe cineva, iar când așa trebuie să faci un bine, îți cauți motive, te gândești să-l fac, să nu fac, să nu cumva să profite celălalt de mine sau ai nevoie de recompensă din partea celuilalt sau recunoștință din partea celuilalt. Deci, natura umană este căzută după căderea în păcat, firea umană este alterată și de aici și explicația. Oamenii nu sunt mai rău astăzi decât au fost acum 1000 de ani. E clar. Au alte mijloace de a face rău, mai sofisticate, probabil. Da, și nu, cred că lucrul acesta trebuie înțeles de către oameni. Realitatea este globală și este transmisă instantaneu. Marshall McLuhan avea această denumire, trăim într-un sac global. Așa este, da. Da, și atunci e normal ca eu să percep răul din lume mult mai mare decât îl percepeau cei de acum 100 de ani, pentru că ei știau ce se întâmplă în comunitatea lor, în satul lor sau cel mult, nu știu, așa, mai citeau ziar, așa, dar foarte, informația ajungea foarte greu la oameni și automat realitatea, adică să luăm un caz concret, într-un sat, poate odată la, nu știu, 20-30 de ani, se spânzura un om, se sinucidea un om. Cred că era o tragedie. Da. Era o tragedie la nivelul acelei comunități și lumea o interpreta ca atare. Bine, lucrurile acestea acum sunt deja cotidiene, adică le vedem și din presă. Deci dumneavoastră spuneți că răul a existat dintotdeauna, sigur, într-o măsură poate la fel de mare, sigur, dar nu știam noi despre el. Eu vă întrebam, intervenția divină nu există decât la sfârșitul lumii? Nu. Este permanent. Dar știți cum e această dar nu e mediatizată? Ba da, este mediatizată. Haideți să vă dau... Cum să o identificăm? Și să vă dau și un răspuns la întrebarea pe care mi-a spus unde e Dumnezeu. Că asta e, să spunem, o întrebare des întâlnită. Tocmai pentru faptul că nu înțelegem această lucrare a Dumnezeu. Adică noi am vrea uneori Dumnezeu să fie prezent. Da. Așa, adică pur și simplu, domnule, să nu se mai întâmple, nu știu, un copil violat sau un exact copil ucis sau... Dar alte ori am vrea că Dumnezeu să fie absent. Deci nu l-am vrea pe Dumnezeu. Când în momentul nu l-am care, vrea? În momentul în care omul își arogă, să spunem așa, locul lui Dumnezeu. Și sunt foarte multe momente, mai ales în perioada, să spunem, contemporană. De exemplu, când noi considerăm că putem face ce să facem orice în virtutea libertății pe care o avem. Și atunci, bineînțeles că Dumnezeu ne încurcă, că Dumnezeu ne spune, păi trebuie să faci asta, 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 să respecti cele 10 porunci, așa, să asculți de cele 9 porunci bisericești. Dumnezeu ne încurcă atunci și le exilăm pe Dumnezeu. După aceea spune, Dumnezeule, dar unde ești? Pentru că s-a întâmplat lucrul acesta, e cumplit. Știți cum lucrează Dumnezeu? Lucrează atât de intim și atât de tainic, încât trebuie să faci un efort ca să vezi lucrarea Dumnezeu, chiar cu viața ta. Și în ce sens lucrează Dumnezeu? El se propune... Nu se impune. Nu se impune. Și eu am reținut asta când mi-ați spus-o ultima oară. Mi-a plăcut atât de mult. Se propune. Știți de ce? Adică Dumnezeu își limitează puterea absolută în fața libertății mele. În virtutea liberului arbitru. Exact. Exact. De ce? Pentru că în momentul în care ar interveni Dumnezeu în liberul arbitru, omul n-ar mai fi răspunzător. Ori omul este direct răspunzător pentru toate faptele lui și cele bune. Deci omul n-ar mai avea nici merit dacă n-ar consimți la faptele bune. De asta spun, Dumnezeu se propune
spre bine și urmarea acestei propuneri este voia liberă a noastră care consinte cu lucrarea lui Dumnezeu, iar în momentul în care tu faci un lucru rău, tu refuzi această propunere lui Dumnezeu și lucrezi după voia ta. Da, problema mea merge în momentul în care avem un adult și un copil sau mai mulți copii, pentru că nu pot fi responsabili copiii de ceva. Și atunci, în momentul în care un adult face rău unui copil, atunci aș simți nevoia de intervenție divină concretă. Da, și asta mai este o explicație, dincolo de această limitare lui Dumnezeu, se limitează în fața voinței noastre. Mai este ceva, noi privim doar ce se întâmplă în viața aceasta. Și toate calculele noastre, toate teoriile noastre, toate interpretările noastre se leagă de ce se întâmplă în viața aceasta. Ori vedeți, intervenția lui Dumnezeu în viața noastră ține foarte mult și de ce va fi dincolo. Adică Dumnezeu, până la urmă, intervine în creația sa, în special în viața omului, pentru că omul se mântuiască. Planul lui Dumnezeu cu fiecare om este ca acesta să se mântuiască. Pentru că Dumnezeu realizează că este mult mai important în viață, pentru om, pentru fiecare făptură creată, să dobândească fericirea veșnică. Și de cele mai multe ori, vedeți, aici este și această înțelegere creștină a suferinței și a jertfei. Priviți cum l-a mântuit Dumnezeu pe om, prin jertfa Fiului Său. Sunt de acord cu jertfa adulților, nu cu cea a copiilor. Cu suferința adulților, nu cu cea a copiilor. Adică să atunci când un copil este răpit, violat, când un copil suferă de cancer, când un copil moare în bombardamente, unde este responsabilitatea lui? Știți că eu am privit exact invers lucrul acesta în seminar. Mă măcina la un moment dat că sunt copii care mor și automat ei merg în rai, nu? Merg și cei care sunt de alte religii? Asta e judecata lui Dumnezeu. Probabil că da. Sper. Da, deci în privința asta eu nu pot să dau un răspuns pentru că m-aș substitui lui Dumnezeu că doar El judecă. Dar privind la inocența copiilor și la faptul că nici biserica până la 7 ani nu interpretează chiar și o mică răutate a copilului ca fiind un păcat, de aceea nu există taina spovedanii, copilul nu trebuie să spovedească până la vârsta de 7 ani și are și la fel un regim de viață separat de cel adult, chiar până la 12 ani, eu aveam această, să spunem, nedumerire și nu revoltă, nu neapărat revoltă, acum o nedumerire. Păi eu ca, nu știu, persoană care trăiesc, nu știu, până la 60-80 de ani și care trebuie să înfrunt atâtea ispite, trebuie să am atâtea lupte interioare, exterioare, trebuie să am, să spunem, o trăire creștină, frumoasă, trebuie să fac bine, trebuie să-mi feresc de rău, trebuie să țin postul, trebuie să mă rog, trebuie să fac atâtea lucruri și bineînțeles că oricând aș putea să cad pe acest drum și să nu dobândesc viața veșnică, se deosebește de un copil care, de cancer fiind, moare la 2 ani, 3 ani, 5 ani, 7 ani și se mântuiește. Adică aici eu interpretam exact invers decât vedeți dumneavoastră, pentru înțeles că acel copil, domnule, a pierdut viața aceasta, dar a dobândit-o pe cea îmi veșnică. Îmi doresc foarte mult să cred ce spuneți, foarte mult. Da, și lucrul acesta vă ajută să înțelegeți suferința chiar la nivelul copiilor. Eu cred că uneori e o suferință care nu este justificată, dar vreau tare să depășim momentul ăsta. Deci există și rai și iad? Sigur. Și ajung nenorociți în iad, sigur? Sigur. E tot judecata lui Dumnezeu. Acum vedeți, Dumnezeu ne iubește atât de mult și poate părea paradoxal, dar eu aveam, să spunem, ideea asta să-i fac pe copii, când predam la liceu, am predat o perioadă la liceu Cuza, să-i fac pe copii să înțeleagă că sfințenia sau raiul nu este
doar al cel pe care vedem noi atât de drepți, buni, frumoși, da, așa, sfinții și citim viețile sfinților, ce viață au avut cu Iasa Parascheva, așa, Sfântul Neculae care se apropie, ce vieți au avut frumoase din copilărie, din fragedă pruncie chiar, spre deosebire de noi, care, așa, ne ducem existența de pe zi pe alta și cu frământări și cu nemulțumiri și tot felul de piedici în calea mântuirii. Și întrebam așa, care credeți că a fost primul om care a intrat în rai? Și ce v-a spus? Spuneau, băi, Sfântul Pavel, Sfântul Petru, așa, Sfântul Neculae, ce se gândeau ei așa? Au existat oameni și înainte de da, da, apostoli. Nu, da, tocmai a fost și înainte de apostoli, dar să știți, știți asta probabil, sau oricum măcar ați auzit că până la așa, până la învierea lui Iisus și la acea perioadă în care Iisus a înviat și bineînțeles s-au deschis porțile raiului și cei drepți Vechiului Testament erau tot în locul de chinuri. Da, n-am știut asta. Da, da, da. Deci mântuirea vine prin Hristos. El aduce mântuirea pentru întreaga omenire și de până la el și de după el. Și de ce lucrul acesta? Pentru că toți oamenii se nășteau cu păcatul strămoșesc, păcat care nu se curăță decât prin taina botezului. Am înțeles. Care este și poarta de intrare în creștinism. Ei, și răspuns, revenind la întrebarea cine este primul om care a intrat în rai, răspunsul îi, să spunem așa, pot să răspund și eu? Îi bulversa, vă rog. Iisus? Iisus, da, dar Iisus era om și Dumnezeu. Da, păi de asta am gândit. și atunci era și om adevărat, dar și Dumnezeu exact, adevărat. Exact. Dar primul om este tâlharul de pe cruce. Corect, corect. Da. Îi spune Iisus, da, astăzi vei fi cu mine în rai. Da, adică da, avem o mărturie palpabilă și da, chiar a Mântuitorului că astăzi vei fi cu mine în rai. Ori, dacă noi înțelegem de aici dragostea nemăsurată a lui Dumnezeu, cu siguranță că orice om, oricât de ticălos ar fi, are până în clipa morții deschise porțile raiului. Dacă înțelege și acceptă ceea ce a făcut. Dacă nu, bine, eu sper să nu fie deschise pentru mulți. Da. Punem o pauză la întrebările astea foarte grele. Nu mi s-au părut. Pentru mine sunt, pentru mine, da. Pentru că în mintea mea sunt tot felul de întrebări și mă bucur să vorbesc cu noastră despre asta. Lucrețiu Pătrășcanu are legătură cu omul politic, Lucrețiu Pătrășcanu? Legătură doar de notorietate. Adică mama dumneavoastră, tatăl, când v-au pus numele, s-au tatăl, gândit? Da, da, da? Tata, uh-huh. Tata s-a gândit. Tatăl a fost tot preot la parohia Bătinești, toată activitatea de 42 de ani de preoție, acolo activat și în momentul nașterii, având și numele de familie Pătrășcanu, fiind al treilea copil, dar primul băiat din familie și având această bucurie a venirii și unui băiat după două fete, a spus să mă facă celebru încă de la naștere și, da, și mi-a pus acest nume Lucrețiu, care de foarte multe ori este confundat cu Laurențiu, uh-huh, este mult mai des întâlnit Laurențiu și sunt nevoie să-i corectez pe cei care, mai ales când e vorba de un anumit document, să scrie înțeles, corect acolo, da, la Lucrețiu, da, și da, la Laurențiu. Bine, Lucrețiu Pătrășcanu a fost un ministru în primele partide comuniste de după al doilea război, da, mondial. Ministrul Justiției, care, mă rog, a avut o notorietate destul de negativă așa la un moment dat. Da. Dar bănuiesc că atunci era altceva. Mă gândesc era perioada în care a fost reabilitat. Fusese reabilitat. Știți? Mm-hmm. Da, deci da, el a fost condamnat chiar de cei care l-au promovat. Exact. Pentru exact, că nu mai corespundea liniei partidului și era un intelectual. Da, avea da, doctorat exact, întreb exact, la Leipzig. Mm-hmm. Deci erau cumva rara avis. Și oarecum părinții noastre sperau să proiecteze prin nume asta și asupra dumneavoastră, mă gândesc, nu? Practic, vă spuneam, el a fost reabilitat, uh-huh, de către Ceaușescu, regimul lui, și chiar au apărut cărți despre, uh-huh, activitatea, am o astfel de carte, a apărut în perioada comunistă la editura politică,
Lucreții Pătrășcanu se numește cartea, despre activitatea lui, și cred că ei erau în mintea lor cu această, exact, să spunem, notorietate, da, a lui și faptul că a fost un intelectual rasat, dar care a fost, să spunem, virusat de... Din ce am citit, comunism. Dumneavoastră nu v-ați dus din prima la seminar, nu? Ba da, dar înainte de 89, înainte de Revoluție, la seminar puteai să mergi, să dai admitere după 10 clase. Ah, că era cu trepte atunci, da, da, treapta întâi, da, și treapta, da, a doua. Da, da, așa, da. Și prima dată unde v-ați dus? Eu am intrat în 1987 la liceu de matematică fizică. Pentru că mama dumneavoastră era profesoară, de, nu? Matematică, da, uh-huh, da, și mâncam matematică pe pâine, mic dejun. Și mi-a plăcut matematica, chiar a rămas așa una dintre pasiunile mele, chiar dacă nu, profesia nu mai are legătură cu matematica, dar dincolo de teorie, cred că mi-a structurat cumva gândirea. Uh-huh. Și eu sunt un om foarte rațional. Da, poate că, nu știu, mai, din punctul de vedere, mai rar întâlnit, dar de fiecare dată ceea ce am învățat, ceea ce am citit, inclusiv în domeniul teologiei, am încercat să înțeleg și rațional. Și ați reușit? Da, 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 și am găsit explicații pentru foarte multe lucruri, inclusiv cele pe care le-am spus legate de unde e Dumnezeu sau... Ați făcut niște calcule și l-ați găsit undeva? Da, da, nu calcule, dar structura asta matematică sau formarea asta matematică pe care am avut-o cel puțin până în clasa 10, am dat și treapta a doua, da, la matematică, da, și fizică, a, și înțeles. Era, să spunem, un examen foarte, foarte greu, mai ales la liceul Cuza, și cred că m-a ajutat în sensul ăsta. Și pe aia v-ați dus la seminar la Buzău? După aceea la seminar la Buzău, da, începând în anul 1989, am intrat, în 1994 am absolvit seminarul teologic, am urmat cursul de facultate de teologie de la București, Universitatea București. Și unde ați fost? Ați primit repartizare pentru o parohie? Sau cum se întâmplă? Nu, nu. Cum era? La noi nu cred că exista vreodată noțiunea asta de repartiție, ci pur și simplu după ce aveai calificările necesare, vorbind de studii teologice, și mai era un examen care este și acum examen de capacitate preoțească. Știu că am citit pe site-ul Arhiepiscopiei. Exact, uh-huh, așa, având acest certificat de absolvire, de capacitate preoțească, depuneai dosarul și erai repartizat la o anumită parohie. Cred că depuneai dosarul la, spunem, pentru o parohie, dar nu era, dacă erau mai multe... Da, trebuia să fiți căsătorit. M-ați căsătorit prima dată. Da, da, m-am căsătorit în anul 3 de facultate. Da, soția și... a făcut tot facultatea de teologie? Da, 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 da. Pentru că dumneavoastră este profesor de religie. De religie, da. La Cuza, da, și inspectoare, da, de religie. Cu jumătate de nouă, da, da, da. Înțeles. Da. Și apoi unde ați ajuns? La ce parohie? Prima parohie a fost parohia Sârbi, se numește, din comuna Țifești. Era așa, în spirit de glumă, eram la București anul 3, anul 4, când deja eram preoțit și mă întrebau colegii, unde ești preoț? La Sârbi. Toți, dar cum ai ajuns în Serbia? Dar știi limba? Zic, nu, este comuna Țifești, satul Sârbi, parohia Sârbi. Și ați stat acolo cât? 5 ani. 5 ani ați stat. Era o perioadă, să spunem, obligatorie, un stagiu la țară. A, așa fac toți preoții? Da, da. Deci da, nu primesc, da, din prima parohie în oraș? Parohiile în oraș se acordă numai unui concurs, dar după un stagiu de parohie adică rurală... Adică v-a prins bine acolo, sigur, pentru... Sigur, și chiar e... Deci biserica a reglementat lucrul acesta și foarte, foarte important din mai multe puncte de vedere. Chiar și pentru faptul că nu te sperii atât de mult de preoție, că... Adică oamenii sunt mai apropiați, nu? Da, de, da, biserică, de preot. Sunt mai așezate, uh-huh, da, da. Preotul chiar este personalitatea satului, uh-huh, alături de profesor, învățător, uh-huh,
Așa, și chiar comunitatea este mult mai apropiată de preot. Și se creează o comunitate chiar în jurul bisericii exact, și exact, da, preotului. Da. Oamenii te așteaptă, se bucură că te văd, își împărtășesc din bucuriile sau din necazurile lor. Lucru care în venind în parohia așa de aici de la Focșani, în urma unui susținut concurs pentru parohie urbană în 2001, 96 m-am preoțit, 2001 am venit în Focșani. L-am regretat așa într-un prim instant, după care am început să construiesc și acum simt lucrul ăsta, că am în jurul bisericii o comunitate frumoasă, adunată, închegată, oameni care biserica de cimitir mi se pare un pic special așa în comparație cu cele care sunt în oraș. Știu că ați mai vorbit pe tema asta în niște articole tot la noi, pentru că poate oamenii nu vor neapărat să-și facă, nu știu, cununia în biserica din cimitir sau botezul, dar da, totuși da, aveți și astfel sigur, de evenimente fericite. Ce se întâmplă? E mai, să spunem așa, pentru parohiile urbane, e un lucru foarte rar întâlnit, am în vedere că toate bisericile sunt în oraș și automat în cimitir. Nu sunt biserici sau oricum bisericile din cimitir sunt foarte puține, dar și aici în oraș avem două biserici care sunt în cimitir, bisericile parohiale mă refer, uh-huh. Cimitirile sunt tot parohiale, este biserica Sfântul Dumitru și Sfântul Mina din Bahne, uh-huh. Deci practic până aici nimic neobișnuit, pentru că și acolo este biserica în curtea cimitirului, deci curtea bisericii este curtea cimitirului. La țară, marea majoritate a bisericilor sunt. Biserica unde am slujit, în satul Sârbi, acolo, era biserica și în spatele bisericii imediat cimitirul începea. Și la țară, la Bătinești, unde m-am născut, la fel era, deci nu era ceva special. Aici, într-adevăr, există această percepție, dar spunem că cei care vin la biserică, la biserica unde slujesc, cu o cununie sau cu un botez, vin de regulă pentru că simt că aparțin comunității. Și pentru că vor ca dumneavoastră să-i cununați sau vor da, să le botezați copilul. Nu vreau să mă mândresc. Nu-i da, vorba, ei, nu, dar nu este vorba da, de mândrie, dar în momentul în care se creează o relație simt specială. Simt comunitate. Exact, da, exact. Da, da. Și eu ca păstor al comunității, probabil că își doresc lucrul acesta ca eu să oficiez taina cununiei pentru copiilor sau chiar tineri pe care am cunoscut, inclusiv când am fost profesor de religie, i-am cunoscut și peste ani și ani au venit și m-au căutat, știți, mi-a fost profesor de religie, m-am căsătorit, am copil, vreau să-l botez la dumneavoastră. Unde ați fost profesor? Că știu că ați mai fost în afară de Cuza, ați mai fost la liceul 3, nu mai știu care e liceul 3 acum. Lemn, cel de lemn era Gege Longinescu, se numește acum. Da? Și unde ați mai fost? Am fost doar un an acolo. La Unire ați fost, parcă, la Unire am predat... Bine, peste tot eu am avut câteva ore. Câteva ore, da. Da, n-am avut niciodată normă întreagă. Pentru mine a fost doar dorința de a intra în legătură cu tinerii. Și am dorit să predau doar la liceu pentru că simțeam așa nevoia. Că da, sunt mai mari și înțeleg mai bine. Exact, da. Și să fiu mai aproape de frământările lor, de căutările lor, care sunt... Ca ale mele. Da, sunt oricum la vârsta aceasta, sunt cu mult mai mari decât la gimnaziu, nu mai vorbesc la învățământul primar. Ați reușit să le răspundeți întotdeauna la întrebări sau au fost sau v-au pus câteodată niște întrebări foarte dificile, să zicem? V-ați confruntat cu asta? Nu, n-am simțit lucrul acesta, nu, niciodată. Acum nu e vorba că n-am reușit să le răspund la întrebări, dar depinde și ce așteptări aveau ei de la întrebările mele. Eu am căutat întotdeauna să le răspund la întrebări, inclusiv la cele incomode, inclusiv la... Dați-mi exemplu de o întrebare. Ce o întrebare incomodă, să spun.
Neapărat întrebare, era o stare de fapt pe care am simțit-o în 2016, dacă mă înșel, a fost incendiu acela colectiv și a apărut acea stare de așa nemulțumire canalizată incredibil spre biserică, da, cu celebra sintagmă vrem. Ați scris și un articol, știu că l-am găsit la noi pe site și mi-a plăcut foarte mult explicația dumneavoastră. De ce nu a fost biserica la fața locului, era atunci nemulțumirea, atunci, da, da, de ce nu s-a dus, s-au dus preoții acolo la colectiv, la, și dumneavoastră ați explicat foarte bine și știți ce cred că se întâmplă, da. o să ajungem și la subiectul ăsta, cred că foarte mulți oameni tineri, în vârstă chiar, care deși merg la biserică nu înțeleg de fapt ce înseamnă creștinismul, dar în special ortodoxia. Eu am putut înțelege și stând de vorbă cu dumneavoastră ca ziarist, mai puțin ca enoriaș, așa se spune, enoriaș, nu? Enoriaș, da. Așa. Și stând de vorbă cu un alt preasfinția sa, pentru că i-am luat un interviu la 2 luni, cred că mai puțin de 2 luni după întronizare. Da. Da. Și, și dacă țineți minte, imediat după a fost scandalul ăla cu preotul Georgică Vatră, da. Și atunci a venit în Alt Preasfinția sa, venea și aici în Focșani și am reușit să stau de vorbă cu dumnealui și a explicat foarte mult ce înseamnă ortodoxism, ce înseamnă să faci ascultare, ce înseamnă cu Dumnezeu se propune, nu se impune la fel. Dar cred că foarte mulți oameni nu înțeleg asta, că Biserica Ortodoxă are niște reguli foarte stricte și care trebuie respectate dacă biserica vrea să rămână ceea ce este. Ori sigur, mulți oameni nu înțeleg asta. Nu înțeleg pentru că transferă libertatea pe care o au așa în planul instituției divino-umane care este biserica. Mm-hmm. Exact. Știți? Adică tu ca persoană umană ești liberă. Da? Acum libertatea înțeleasă în duhul bisericii așa, al Sfinților Părinți, este libertatea de a face bine. Hai. Și de a respecta, adică e o libertate, dar e o libertate poruncile, îngrădită poruncile oarecum. Bisericii nu îngrădesc, dimpotrivă, eliberează. Canalizează, dacă vreți, într-un fel. Adică libertatea asta absolută prost înțeleasă nu este acceptată. Da. Dar nici nu este impusă. Adică creștinului, în momentul în care vine la biserică, el ia cunoștință din slujbele bisericii, din cărțile Sfinților Părinți, în momentul în care dorește să aprofundeze, din predica pe care preoții o au la sfârșitul slujbelor, înțelege că în biserică există o așezare, există această lucrare care se face normal, după niște reguli. Dumnezeu dă porunci oamenilor. Da? Poporul ales în timpul lui Moise, Dumnezeu dă cele 10 porunci. De ce e nevoie? Pentru că nu putem interpreta după bunul plac sau după mintea noastră tot ceea ce se întâmplă și tot ceea ce vrem să facem. O societate fără reguli nu poate să existe. Un exemplu banal, în trafic, dacă n-ar exista aceste reguli, semne de circulație, reguli pe care să respecte, cu siguranță că ar fi accidente în fiecare oră. Deci, lucrul acesta, cred că oamenii l-au înțeles. Și de ce spun eu cred că oamenii l-au înțeles? Dar mă refer aici strict la oamenii care au o viață duhovnicească. Exact, da. Pentru că ei vin să spovedească. De ce vin să spovedească? Pentru că ei știu că au încălcat niște reguli. Știu că au greșit. Asta este rolul spovedaniei. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui. Ori îndreptarea se face în spovedanie. Deci în spovedanie. Deci oamenii înțeleg. Ce spuneați dumneavoastră este acea zonă a celor care se declară ortodox și vedem procentul este foarte mare, exact. Nu știu exact la ultimul recensământ, 80 și ceva la sută, da. Dar care n-au o viață duhovnicească, o legătură cu biserica, pentru că ce înseamnă legătura cu biserica? Dom'le, poți să, nu știu, să citești la
pe Facebook rugăciunile care apar pe acolo, apar și pe Facebook rugăciuni, cred că ați văzut. Da. Așa, poți să te mai uiți pe YouTube la niște părinți care ți explică așa ce e cu credința. Poți inclusiv să citești. Sunt atâtea cărți care prezintă învățătoria credința bisericii, cărți ale Sfinților Părinți, care sunt accesibile publicului larg. Dar dacă tu ai în legătură cu biserica, în ceea ce privește rânduiala de slujbă, în ceea ce privește Sfintele Taine, Sfânta Liturghie, care este în inima cultului ortodox, are în mijlocul ei Sfânta Taina Împărtășaniei, Sfintele Taine, dacă nu beneficiezi de această lucrare a Harului Dumnezeu, cu siguranță că nu înțelegi de ce biserica are niște reguli, de ce sunt preoți caterisiți sau de ce sunt, biserica nu se poziționează așa cum ar vrea marea majoritate în anumite chestiuni. Deci nu înțelege asta. Atunci, la colectiv, dumneavoastră ați spus că slujbele s-au făcut în biserici. Sigur. Pentru că așa se fac. Sigur. Și atunci copiii de la Cuza au venit la biserica dumneavoastră. Da, și am avut o activitate frumoasă. Da, predam atunci. Uh-huh. Eram și vicepreședinte asociației cuziști implicați, asociația părinților. Aveam copiii în Cuza amândoi și din partea părinților am fost membru fondator acestei asociații. Mai sunteți la Asociația pentru Părinților pentru Ora de Religie? Mai există? Mai e activă? În județul Vrancea nu mai a avut așa activitate. Mm-hmm. Bine, nu mai e activă. Încă... Da. Nu știu dacă mai e cazul, că s-au rezolvat problemele. Dar, ea a apărut ca o nevoie stringentă, mm-hmm, în acel moment, datorită schimbării legislative. Să spun, din punctul meu de vedere, și-a făcut foarte bine treaba, semn că 92% la vremea aceea dintre copiii care erau în sistemul de învățământ au făcut în continuare religia, au depus părinților, uh-huh, sau ei, dacă aveau peste 18 ani, au depus cerere să facă religia. Revenind, am avut acea activitate, vă spuneam, la cu elevii de la Cuza, am făcut o slujbă la biserică, am mers până în Piața Unirii într-un marș al tăcerii pentru victime de la colectiv, am făcut o colectă de bani, asociația cu ziști implicații, cea care a gestionat atunci fondurile și le-a direcționat acolo unde era nevoie către victime. Dar referitor la acea perioadă, că asta am adus în discuție, am încercat să le expun elevilor, pentru că era o presiune mediatică foarte mare vis-a-vis de, spunem, vina colectivă pe care biserica o are referitoare la acel incident și la tot ceea ce rău se întâmpla în România, și păstrând în tocmai sintagma care a făcut valuri și care a, spunem așa, ridicat masele, vrem spital, nu catedrale, le-am scris pe tablele elevilor și le-am spus, zic, sunt cu totul de acord cu o singură schimbare, zic, știți care? Nu și-au dat seama, fiind tablă, așa am șters cuvântul și am scris sau, vrem spitale și catedrale. Da. E o discuție foarte amplă aici, care ține și de clasa politică și de interesele pe care le au la un moment dat politicienii, da, în a sprijini sau nu biserica. Probabil. Și așa mai departe. Specific frământărilor pe care România le-a avut după anii 90, frământări poate benefice. Până la urmă, dacă nu ai frământări, nu te cunoști, nu știi cine ești, dacă nu ai niște întrebări, niște frământări, niște, spunem așa, pornești pe un drum, vezi că e greșit, te întorci, mergi, găsești altul și tot așa. Spuneați de spovedanie, ați avut așa niște mărturisiri șocante, ați zis, wow, cum e posibil așa ceva? Sau oamenii, adică simțiți că oamenii chiar mărturisesc tot ceea ce fac, ce simt? Acum
Acum, vis-a-vis de a simți dacă omul mărturisește tot, cred eu că în timp, și asta în timp spun, mă refer la ani de zile, de când ai o anumită persoană la spovedanie, îți dai seama dacă ți ascunde sau nu ceva. Asta pe de o parte. De-aia e foarte important pentru, eu asta spun, le spun oamenilor, să aibă un duhovnic și acela să fie unul, să fie stabil. Pentru că duhovnicul în timp te cunoaște. La prima spovedanie, a doua, a treia, nu poți să cunoști un om. Inclusiv, el poate să-ți ascundă anumite lucruri din teama de a nu fi certat sau de a nu te îndepărta de el, de a nu-l privi ca un păcătos care n-a nicio șansă pentru mântuire. Dar omul în timp îți simte acea calitate de părinte în spovedanie. Și în timp, cred că dacă la un moment dat a făcut ceva și ți ascunde, îți dai seama. Sau mai e un fenomen. Se întâmplă lucrul acesta în care la început oamenii se ascund anumite păcate, fie și pentru faptul că au trecut 10 de ani de când le-au făcut. Și nu le-au mărturisit până atunci, prima dată din rușine, din teamă, din în sfârșit varii motive, după care pur și simplu au trecut ani, până la urmă s-au estompat chiar și în conștiința lor. Dar am avut această surpriză, constat cum Dumnezeu lucrează în sufletul omului și să am în spovedanie oameni care mărturiseau un păcat făcut în tinerețe, cu toate că aveau peste 60-70 de ani, dar pe care și l-au dus aminte la un moment dat, cu puțin timp înainte de spovedanie, și a fost atât de intens în mintea lor încât au simțit nevoia să-mi spună. Dar dacă vine cineva la dumneavoastră și vă mărturisește o crimă, sunteți obligați să o raportați la poliție? Nu. Dar nu o raportați? Dimpotrivă. Nu, păi... Păi vine unul și zice, l-am omorât pe ăla acum, dumneavoastră nu vă ceți nicăieri să spuneți. Spovedanie este... Până la urmă și în jurnalist știu că aveți acest... Știu, dar există o limită totuși. Da, la noi nu e o limită. Nu. Până la urmă, ce poți să faci ca duhovnic, și eu cred lucrul acesta, că poți să-l faci. Și în felul acesta, tu nu greșești față de investiția ta ca duhovnic, în care nu ai voie să violezi secretul spovedaniei, așa, și nici față de societate nu greșești. Pentru că poți să-l convingi pe omul acela care vine să mărturisească, să-și mărturisească el crima. Și asta este, vedeți, primul lucru pe care omul trebuie să-l facă după ce îl mărturisește Dumnezeu, la Dumnezeu, dacă el n-a fost prins, nu neapărat de crimă și alte lucruri. Da. Știți, în spovedanie urmărești să se îndrepte omul. Îndreptarea cuprinde inclusiv fapte reprobabile pe care le-a făcut, dacă poate cumva să le răscumpere. Adică, nu știu, dacă a furat o sumă mare de bani, să spunem, nu mai poate să o dea înapoi persoanei sau instituției, sau, dar să facă milostenie. Ați avut evazioniști la spovedanie? Nu. Nu, în sensul acesta nu, dar am avut tineri care se drogau, am avut, nu știu, adică asta e un fenomen mai des întâlnit în ultima vreme. Da. Și, în special, nu sunt așa lucruri foarte ieșite din comun, dar taina spovedanii pe mine ca preot este cea care mă consumă cel mai mult. Dar nu toți preoții sunt duhovnici, nu? Cum e? Acum vedeți că e practica pe care fiecare episcop o are în eparhia lui. În momentul în care am fost hirotonit ca preot în 1996, în alta sunt Epifanie, te hirotesea și într-un duhovnic. Aha. Adică este o rânduială specială. Da, deci de asta vă întreb. Nu, da. Fiind preot, nu automat și duhovnic. Uh-huh. Se mai face o slujbă specială, hirotesie se numește, pentru taina spovedanii, pentru a deveni duhovnic. Arhiepiscopul Ciprian are această abordare în care lasă o perioadă de timp ca preotul să
spunem, să cunoască realitatea parohiei, să cunoască câte ceva din pastorație și apoi hierotesește într-un duhovnic. Apropo de înalt preasfinția sa Ciprian, îmi spunea în interviul de care am menționat la început, că inițial se gândea să fie preot de mir și eu zic, mă, dar care, cum adică preot de mir? Adică preot la o biserică de asta, dintr-un sat, dintr-o comună. Căsătorit. Exact, da. Căsătorit. Și există și preotul de mănăstire. Sigur. Da. E romonac? E romonac, da. Și după aia a ajuns să se ducă, să devină călugăr, nu? Da. Dumneavoastră v-ați gândit în sensul invers, ai vreodată să vă faceți călugăr și nu preot? Deci nu, ați mers... N-am avut. E o frământare sufletească până la urmă. E o cercetare pe care, să spunem, o ai la un moment dat și sunt. Eu cunosc la fel persoane între cei care au fost preoți de mir și au avut la un moment dat măcar așa gândul să, inclusiv dintre foștii colegi de seminar, au avut gândul sau intenția să meargă spre mănăstire, așa cum și invers se poate întâmpla. Avem chiar aici în Focșani, am avut un caz, părintele Păun Nicolae, dacă l-ați cunoscut, a slujit la Biserica Sfântul Nicolae Stroie și, dat fiind în vârstă, așa, având și toate problemele familiale rezolvate, copiii toți așezați la casele lor și având și consimțământul soției, a intrat în monahism și este acum la mănăstirea Ciolanu, dacă nu mă înșel. Acolo mă strâng în județul Buzău. Da, mănăstirea Rătești. În articolele pe care le-ați scris la noi când făceați practică, a fost unul, stați un pic să trag un pic microfonul, a fost unul inclusiv la moartea preotului Marin Tudor, ucis atunci în biserica din Piața Unirii. Da. Și, bine, acum dacă stau și mă gândesc, cred că în toate articolele dumneavoastră erați așa supărat pe presă. Eu acum stăteam și mă gândeam, da, veți oarecum dreptate că într-adevăr, dar știți că se vorbește și de responsabilitatea presei, care totuși depinde și de cea publicului și așa mai departe. Dar eu stăteam și mă gândeam că părintele totuși a fost ucis de un om care s-a dovedit că nu avea discernământ și așa mai departe. Da. Sunteți în continuare supărat pe presă? Nu, dar nu am fost supărat pe presă. Ați vorbit și despre, așa cum ați vorbit despre asta, că transmite doar partea negativă. Dar vedeți că cele pozitive nu sunt citite. Că eu văd aici, la noi, asta. Da, acum spune întrebarea că chestia asta a pornit după 90. Publicul nu caută informații pozitive sau a fost învățat să caute doar cele negative? E dilema cine a fost prima dată, ou sau găină. Exact. Adică... Nu știu, există cu siguranță presă generalistă, presă specializată, dar eu văd așa în ultima perioadă, sunt destul de conectat în zona aceasta de mass media și văd în general informațiile acestea care șochează, care scandalizează. Ori, acum nu sunt neapărat supărat pe presă, dar eu văd că au ales modalitatea cea mai simplă de a atrage publicul. E mult mai greu să faci un reportaj în care să, nu știu, prezinți lucrurile frumoase care se întâmplă într-o comunitate, în se școală, mai fac, în se spital. Mai fac. Da, se mai fac. A se mai fac. Extraordinar de bine și prin asta poate că îmi înțelegeți nemulțumirea, dar e mai greu să le faci. Și atunci mult mai simplu, poți chiar la birou să stai și să faci un articol din 3-4 surse despre un lucru scandalos al, să spunem, care se întâmplă în comunitate. Nu mai spun de acele clickbait-uri, deci titlurile care atrag și n-au legătură cu conținutul articolului. Am scris un articol despre lansarea la Focșani a filmului Libertate. Vi-l recomand.
Da, foarte bun film. Am vrut să vin la lansare, da. Dar nu am deci ajuns. Deci cred că n-am avut 300 de vizualizări la articolul ăla. Da, da. A fost o tiruță scurtă din 2-3 informații de la poliție că a fost un accident în parcarea de la Focșan Mall. Deci cred că a făcut 5.000 de vizualizări așa, dintr-o dată. Da, da. A cui e vina? Cred că... Acum, eu cred că e împărțită. Da, în egală măsură. Da, și eu spun lucrul acesta. Până la urmă, vedeți, omenirea s-a modificat comportamental. Sunt filozofi, sociologi care vorbesc de o altă specie umană. Adică modificarea noastră, la nivel comportamental, este atât de mare, mă refer în ultimii 50 de ani, 60 de ani, încât sunt, vă spuneam, filozofi care vorbesc de o altă specie, Homo Connecticus. Deci de la Homo Sapiens a ajuns la Homo Connecticus. E un filozof francez, are o carte, vă recomand, captiv în internet. Mulțumesc. Extraordinară. Da. Și asta pentru faptul că informația este atât de abundentă, atât de diversă, vine din zone, din orice punct al globului, încât omul în sine nu mai are timp să o parcurgă și atunci își face o selecție. Și e ținut captiv în această mare de informații, parcă e ținut captiv, vedeți, nu ne putem desprinde de ecranele astea, fie că sunt ale telefonilor, unii... Păi, e foarte simplu de ce nu ne putem transmite. Pentru asta au fost create. Da. Și cei care le-au creat sunt oameni foarte, foarte... inteligenți și foarte bine pregătiți în aceste domenii. Că până la urmă, ce ne captivează pe noi este conținutul. Nu asta ne oferă, conținut, indiferent de ce fel de conținut vorbim, ne oferă conținut. Și culmea, nici nu ne costă, mai nimic nu ne costă. Asta dacă... așa ni se pare, dar de fapt costul este imens. Costul pentru viețile noastre, care pentru credeți timpul că este costul? Nostru. Timpul. Da, cu asta plătim. Dar revenind, deci ne-am modificat comportamental. Informația, de ce este informația aceasta atractivă? Pentru că se adresează, informația este emoțională, transmite emoție. Și asta vinde, asta... Și în special informația, emoția negativă. Emoția negativă, deci asta atrage. Ori, ați făcut articolul acela despre lansarea filmului. Dom'le, el parcurgând articolul, nu l-am citit, dar îmi imaginez. Vi-l trimit pe WhatsApp. Dar articolul presupunea și oarecare analiză rațională. E un film, nu? Nu e un film despre ușor. Despre revoluție. Da, e un film despre un subiect major al societății noastre. Deci cu siguranță că exista și această nevoie de a analiza și rațional articolul. Pur lumea nu mai e dispusă. Nu mai are timp, nu mai are dispoziție, nu mai are experiență în a analiza. Și când totul se oferă în pastile de 5 secunde, 10 secunde, sigur, parcă nu mai are nimeni răbdare să stea să citească. Deci totul e pe bază de văz și auz. Oricum în diagonală se citește, oricum în diagonală și oricum ceea ce, să spunem, mai identificat în societatea acei analfabeți funcționali sunt, din punctul meu de vedere, exclusiv ca urmare a abundenței informației. Deci tu citești ceva, dar nu înțelegi ce citești. Asta înseamnă analfabet funcțional. Citești, dar nu înțelegi. De ce? Pentru că informația este atât de multă, încât tu pur și simplu nu poți să o procesezi și la un moment dat nu mai ai nici experiența aceasta de a procesa informația. Și pur și simplu lucrurile care șochează, așa, care îți ies în evidență la prima lectură, astea rămân. Celelalte le-ai uitat, nici nu le-ai înțeles până la urmă. Apropo de emoție negativă, cum ați perceput atunci uciderea părintelui Marin Tudor? Cum ați resimțit-o? La nivelul nostru individual durere. Și la nivelul preoții, să spunem. Ca o adică v-ați temut că vi se poate întâmpla și noastră? Nu, n-ați avut, temut. Nu? Nu, n-am avut această teamă, dar ca o mare durere sufletească. L-am cunoscut și exact ce simți când pierzi pe cineva drag ție. L-am cunoscut pe părintele, am vorbit de multe ori cu dumnealui și
ceea ce cu siguranță că a șocat pe toată lumea a fost și felul în care a murit. Că dacă murea de bătrânețe sau de o boală, era ceva firesc. Dar felul în care a murit și locul în care s-a întâmplat lucrul acesta a fost cu adevărat așa șocant. Și am avut atunci un articol care eu practic ce am căutat, nu doar la nivelul, știți, tagmei preoțești, ci încercând să conștientizez oamenii, societatea, că și cuvintele pot să ucidă. Pentru că, să spunem, da, sunt foarte puțini cei care omoară un preot sau înjunghe un profesor sau un doctor sau din orice altă categorie socială. Nu sunt mulți. Slavă Dumnezeu că nu sunt mulți. Dar, până la urmă, dacă noi conștientizăm această forță a cuvântului care rănește, care umilește, care chiar poate ucide, altfel ne-am comporta unii cu alții. Deci, dumneavoastră spuneți că cel care l-a ucis pe preot a făcut-o sub influența celor auzite, celor citite și așa mai departe. Această influență, cu siguranță. Adică, dacă este, nu știu, să intrați, erau la un moment dat articolele prin ziare în sfârșit și aveau comentarii, acum nu toate mai au posibilitatea de a insera comentarii. Și la un moment dat, așa le citeam, după care m-am oprit. Da, nu, trebuie făcut asta și eu făceam, dar nu, trebuie renunțat. Atât de multă ură. Sunt o travă, da, exact. Atât de multă ură. Plecat de orice, deci eu nu victimizez preoțimea, să nu credeți asta. Dar eu văd lucrul acesta și împotriva profesorilor, împotriva doctorilor. Multor categorii profesionale și a ziariștilor. Exact. Deci a politicienilor inclusiv. Dom'le, atâta ură și să știți că e foarte ușor de la, nu știu, un jurătură să treci la lovituri. Pentru că e doar un alt pas în comportamentul tău. Și nedându-ți seama de lucrul acesta și până la urmă sufletul tău clocotind de ură, că dacă poți să scrii așa ceva, e clar că sufletul tău clocotește de ură, ce fel de om ești tu în relația cu toți ceilalți, nu doar cu respectiva categorie, cu familia ta ce fel de om ești, cu apropiații tăi ce fel de om ești. Deci eu asta am vrut să scriu atunci. Deci cuvântul poate ucide și nu e, ni se pare nou ieșit din comun, dar nu e ceva, spunem așa, de nedepășit de la a jigni un om, de la a lovi un om până la a ucide un om. Deci eu cred că el a fost, spunem așa, traumatizat inclusiv de aceste articole, de comentarii, de postări pe internet. Acum vedeți fiecare apropo poate să scrie orice. Da. Cum are loc finanțarea bisericii și a preoților? În principal din donațiile oamenilor. Păi asta zic, adică s-a creat impresia asta oarecum că vine statul și dă bani la biserică, preoților și așa mai departe. Statul dă într-o foarte mică măsură și punctual pe lucrările care se desfășoară într-o biserică. Dacă nu sunt niște lucruri mai importante, cu siguranță tot comunitatea este cea care trebuie să susțină biserica. Nu știu, trebuie schimbată stoleria. Nu vine statul să-ți schimbe stoleria. Nu, indiferent de demersurile pe care le faci. Comunitatea. Plouă în biserică. Comunitatea. Adică sunt lucruri, luăm așa și eu încercam să le explic. Afară de faptul că orice casă pe care o ai trebuie să o întreții și sunt niște costuri referitoare la aceste întreținere, costurile la biserică fiind mult mai mari datorită specificului activității de cult, dar până la urmă lucrul pe care l-am văzut și care e lăudabil, fiecare om caută să-și înfrumusețeze casa, care dă un var și schimbă culoarea sau schimbă mobila sau ce poate acolo să facă, pentru că e casa lui, locul lui în care el se simte bine. Același lucru trebuie să-l privim și pentru biserică. Că și biserica are nevoie de aceste noi, de aceste lucruri care în timp se deteriorează, degradează, trebuie schimbate. Adică sunt
ca în orice familie, sunt niște cheltuieli alocate strict pentru întreținere și buna funcționare. Acestea nu sunt acoperite de stat. A, chiar m-a întrebat cineva dacă mâine vin la biserică. Zic, da, păi nu, că mă gândeam că sunteți bugetari și... Nu, noi nu suntem bugetari. E greșit înțeles lucrul acesta. Statul acordă o indemnizație care nu acoperă nici măcar salarizarea lunară. Nici salariul minim. Nu, da, nu acoperă, da, nici salarizarea preotului. Mm-hmm. Așa, ca o formă de susținere, dar atenție, e foarte important, pentru că documentarul Recorder și toate se adresează doar Bisericii Ortodoxe Române. Toate cultele primesc aceeași formă de indemnizație. Și rabinul și imamul de la Constanța primește aceeași formă de indemnizație ca și mine. Pentru că statul este acest partener. Asta este denumirea. Este partener. Cultele, vorbind de toate cultele, recunoscute de statul român, ca în orice democrație sunt culte recunoscute de statul român, așa, sunt parteneri ale statului, nu sunt subordonate, nici cultele nu subordonează statul, nici statul nu subordonează cultele, sunt parteneri. Adică, vorbind din punctul acesta de vedere strict social, cultele reprezintă, din punct de vedere social, o consistență, o forță. Statul are nevoie de un dialog și de un sprijin pe care îl alocă cultelor, pentru că activitatea lor în societate este extrem de benefică și cuantificabilă. E un lucru ușor de înțeles. Dar la dumneavoastră în parohie cum sunt enoriașii? Mai puțin eu. Adică vă ajută, foarte contribuie și financiar, da? Sigur, din toate puncte de vedere. Foarte bun. Câți enoriași aveți? I-ați numărat? Adică există o evidență? Da. Noi avem o statistică legată de numărul de familii. Familii, da. Așa, dintre care sunt și familii cu un singur membru, așa, și 2, 3, 4 membri. Ca număr de familii, statistica este oarecum exactă. Parohia noastră are un număr de 623-625 de familii, din care, vă spuneam, sunt și familii format de un singur membru, familii cu 2-3 membri. Și câți ajung la biserică? La biserică ajung foarte puțini raportat la număr și asta e, spunem așa, situația generală. Exact. Adică nu că eu m-aș fi diferit de ceilalți. Sunteți și departe. Da. Adică, vă raportați strict la această realitate. Da, adică uitați cum stăm. Deci noi stăm aici în zonă, nu? Știu. Este foarte... Ai bun, da. Dacă vrei să ajungi. Ok. Nu vreau să găsesc scuze, dar lumea a devenit atât de comodă. Știu. Și atunci, dacă ați fi la parterul blocului, probabil că ar veni mai mulți, mai e și asta. Da, dar ar veni numai cei din blocul respectiv și n-ar veni ceilalți din zonă, cealaltă mai zonă. Mai evoluat numărul ăsta, dacă vreți, al celor care vin efectiv la biserică. La mine numărul a fost în creștere permanentă. Da. Da, dar slavă lui Dumnezeu, nu pentru mine, ci pentru lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o și Sfântului Gheorghe, pe care eu l-am avut ca ocrutitor din, spunem așa, din, de când am venit în familia mea, pentru că tatăl meu era Gheorghe, preot, icoana casei era icoana Sfântului Gheorghe, mi-am ales ca ocrutitor la taina comuniei pe Sfântul Gheorghe și după 5 ani de preoție am venit la Biserica Sfântului Gheorghe, fără ca eu să premeditez nimic. Deci astăzi îl consider pe Sfântul Gheorghe ca fiind prezent așa în viața mea și în tot ceea ce fac. Da, și numărul a crescut și bucuria pe care eu o am în ultima perioadă, cred că pot să spun 4-5 ani, vin și tineri și vin familii cu copii mici, inclusiv copii mici. Da, și se mai face așa hărmălai prin biserică și eu mă bucur. Exact. Și eu mă bucur și... Da. Acum s-a extins cimitirul, nu? Adică acum s-a extins ceva timp acolo. Început, nu mai refuzați oameni, nu? Nu, dar oricum cimitirul a depozitat de primăria Focșan. Știu că e de primărie, da. Și am văzut că... Biserica noastră este mult mai veche decât cimitirul. De la Vlad Țepeș. Și ceva de ani. Ați găsit ceva document acolo care ar fi fost Vlad Țepeș, nu? O legendă, dar...
documentele istorice, atestarea este de la 1742, Constantin Mavrocordat. Facem reclamă cu Vlad Țepeș. Că știți că e foarte apreciat, mai ales de turiști. Mai atragem și turiști aici. Nu. Turiștii pot să vină, pot să viziteze dacă își doresc. Eu special doresc oamenii când vin la biserică să-L găsească Dumnezeu. Bun, mai găsesc. Spuneți-mi că aveți niște celebrități acolo. Multă lume are impresia că, de exemplu, maiorul Gheorghe Pastia e îngropat în Nordic, dar nu e adevărat. Da. Acum, bine, a fost mediatizat lucrul acesta. Chiar recent am văzut că primăria a făcut reabilitarea monumentului. A fost pus o inscripție. A fost clasificat ca monument istoric. Dar la început, când am venit, într-adevăr, nici eu nu am știut și m-am aflat în scurtă vreme. După care am căutat să spun celor care, eu știu, erau oarecum interesați de subiect, să spun că este în cimitirul sudic, contrazicându-i, pentru că e și această situație în cimitirul nordic, este generalul Pastia, da, așa este, are da. Și un și, monument și la vedere, așa. Exact la vedere, are un monument impozant, e general, trecut acolo, deci mai mare decât maior și atunci există această confuzie foarte des întâlnită, așa cum, de exemplu, pe foarte mulți, așa, mi-a uimit în momentul în care l-a spus că Duiliu Zanfirescu este îngropat în cimitirul sudic. Exact. Și chiar dacă aveau așa timp la dispoziție, m-am dus să le și arăt mormântul, tocmai pentru faptul că este foarte simplu, e o cruce de piatră și atât. Și aveți și un cavou acolo făcut de arhitectul Ion Mincu, nu? Adică știți de ce vă întreb toate astea? Eu am avut o serie de reportaje prin 2016, parcă, pe care le-am numit Salvați istoria Focșaniului. Era vorba doar despre cimitirele din Focșani. Încercam să atrag atenția că este nevoie de fonduri pentru a fi reabilitat, renovate și așa mai departe. Toate, am fost în toate. Și la un moment dat aveam un cititor care mă urmărea constant, să spunem, de era foarte supărat că de ce spun eu, domnule, de ce fac eu paralela asta între cimitire și istorie? Ce este istoria în cimitire? Și eu am descoperit atâta istorie în cimitirele astea din Focșani, adică inclusiv în cimitirul evreiesc, care acolo era nevoie, nu știu, nu mai știu acum, dacă bănuiesc că și acum este nevoie de intervenție urgentă. Cimitirul german, la fel. Dacă istoria nu o găsești în cimitirul ăla unde au fost îngropați soldații din al doilea război mondial sau primul, nici nu mai știu. Nu mai zic, da? Cum ați spus, maior Gheorghe Pastia, scriitorul Duiliu Zanfirescu. Da. Nu este istoria asta? Sigur. Nu avem nevoie să reparăm ce e de reparat acolo? Da, sigur. Și până la urmă, dacă noi nu ne cunoaștem trecutul, n-avem cum să mergem. Adică viitorul este extrem de greu de anticipat, de cuantificat și până la urmă de trăit. Și de învățat din trecutul ăsta. Atât de multe avem ca să nu le mai repetăm pe cele greșite, din păcate. Pe cele greșite, dar și pe cele bune, să le repetăm. Pe cele bune, da. Tot în trecut, da, găsim foarte multe modele, inclusiv de oameni care au reprezentat imens pentru comunitate. Dacă vorbiți de maiorul Gheorghe Pastia, extraordinar de dacă mult. I-ar urma mulți, de mult. Dacă i-ar urma mulți sau puțini, exemplu. Da. Nu? Da, cu siguranță altfel ar arăta lumea noastră. Eu, de exemplu, am scris tot așa un articol pledoarie pentru catedrală, pentru că auzeam, iarăși, apropo de nu vrem catedrale, ci spitale. Tot așa, de ce se dau atât de mulți bani la catedrala din Focșani? Da. Și stăteam și mă gândeam, dom'le, când te duci în afară, în orașe din străinătate, nu știu dacă există pentru cineva să nu aibă pe lista pe care să o bifeze de obiective marile catedrale din marile orașe. Păi ălea cu ce s-au construit? Da. Nu cu bani? Și vorbind așa la nivel de istorie, în condiții mult mai grele pe care le avea omenirea. Bine, atunci se luau cu japca banii, dar acum poți să faci, poți să faci asta, să contribui. Sigur. Să te gândești că poate copilul tău va vrea să se cunune acolo, ceva, va vrea să... Lași ceva posterității, e un efort pe care îl faci.
a unui lucru care rămâne, vedeți, dacă este să ne raportăm la clădirile care au rămas în picioare, cele mai vechi, nu doar din Focșani, din toată țara, sunt bisericile. Și acolo și-au găsit... Au înfruntat timpul, au înfruntat vitregiile cu tremure, războaie. De fiecare dată oamenii au, după ce, spunem așa, biserica le-a fost dărâmată, sunt din satul Bătinești, vă spuneam, a fost teatru de război în 1916-17, pe linia aceasta Mărăși, Mărășește, așa Uituz, și cele trei biserici ale satului, toate au fost dărâmate, n-a rămas nimic. Și din cele trei, la perioada respectivă, după război, după tifosul exantematic, după foamea care a urmat războiului, așa, au construit o biserică. N-au mai putut să le facă pe toate trei, dar în mijlocul satului au construit o biserică unde fusese una dintre ele. Deci omul întotdeauna a simțit biserica ca fiind acea, nu doar clădire, dar este vorba de această coeziune. Exact. Această exact. Coeziune care îi adună pe oameni, apartenență la comunitate. Știți, când aparținem comunității ecleziale bisericești, noi aparținem unei comunități. Dacă scoatem biserica, cărei comunități mai putem noi să spunem că aparținem? Eventual, să spunem așa, unui corp profesional. Că aparținem, da, sunt jurnalist, aparțin corpului jurnaliștilor, dar ce legătură, ce coeziune este în cadrul unui corp profesional, ce coeziune este în cadrul bisericii? Unde se întâlnesc oameni de toate profesiile, exact, de toate... Exact, nu știu. Da. Suntem în postul Crăciunului, se apropie sărbătorile. Da. Putem să-l dăm la o parte pe Moș Crăciun din toată povestea asta? Eu am o problemă. Adică știți, nu se mai vor... Dacă întreb și pe stradă, ce sărbătorim de Crăciun? Nu știu câți oameni ar răspunde nașterea lui Iisus Hristos. Da, acum să nu fie... Cum vedeți asta? Păi, e foarte simplu de văzut. Trăim într-o lume consumistă. Ori, să spunem, cei care... vând, pentru că unii produc, alții vând. Și alții și noi, cumpără. Și noi cumpărăm, da? Exact. E acest lanț. În special cei care vând au această presiune de a vinde. Producția, vedeți că este așa într-un grad foarte, foarte ridicat, se produce chiar mai mult decât se consumă. E nevoie ca cineva să vândă. Și atunci zona aceasta a speculat și a transformat o bucurie care era eminamente spirituală într-una materială. Exact. A dus-o în zona de consum. Adică pentru bunicii noștri, să spunem, Crăciunul era efectiv acea bucurie a venirii lui Iisus în lume. Așa o trăiau. Și eu am prins perioada aceea dinainte Revoluției, în care vă dați seama de Crăciun, să spunem așa, dacă se mai descurcau părinții, mai aveau o portocală sau o ciocolată chinezească. Și banane pe care le puneam pe șifonier să se coacă. Exact, ați apucat perioada aceea. Deci nu puteai vorbi că... Venea moșceril atunci. Da, și au schimbat, bineînțeles. Au preluat de la... din laboratorii ideologici la Moscova numele lui moșgerilă. Dar publicitatea și zona aceasta care are presiunea de a vinde cât mai mult a transformat-o eminamente într-o bucurie a trupului. Și atunci trebuie să fie cât mai multe cadouri, trebuie să fie masa cât mai îmbelșugată, trebuie să fie cât mai multe luminițe și în orașe, și la case, și în case, peste tot. Deci eu nu sunt un adversar al lui Moș Crăciun. Al lui Moș Crăciun sau al acestei, să spunem, necesități până la urmă. Dom'le, ești trup și suflet. Normal că dacă se bucură sufletul, până și bunicii noștri, cu siguranță că aveau de Crăciun în prima zi o masă mai aparte. Exact. Nu știu că pot zic îmbelșugată, cât de îmbelșugată, dar ceva mai aparte decât în cealaltă zile, mai zic de perioada postului. Dar de aici, până la acea extremă abundență în care
foarte multe din ceea ce cumperi, arunci după o scurtă perioadă de timp sau le muți dintr-o cameră în alta, la un moment dat nu mai găsești niciun rostul sau locul. Nici nu mai există acea bucurie pe care o aveam noi. Noi primeam un cadou și cam asta era, un cadou două. Și ne rugam de părinți să-l primim și îl primeam o dată pe an atunci, dar acum copiii primesc permanent cam tot ce își doresc. Eu nu mai văd în ei bucuria noastră. Adică sunt așa, era normal să primesc. Da. Și au o satisfacție de, apropo de ce vorbeam, o satisfacție de foarte scurtă durată și apoi își doresc altceva și altceva și altceva. Da, tot la științele comunicării, la facultate am învățat că asta e rolul publicității, de a stârni dorințe, de a inventa nevoi. Deci pur și simplu. Exact, da. Deci simți că ai nevoie de ceva, dar tu n-ai nevoie și îți dai seama după ce ai luat lucrul acela. Deci îți dai seama. Deci stârnești dorințe, inventezi nevoi și după aceea mai faci un lucru care pentru mine personal ăsta mi se pare, după ce deja ai produsul respectiv, cade în desuetudine. Da, da. Să schimbi mașinile, să schimbi telefoanele, să schimbi televizoarele. În foarte scurt timp. Adică, efectiv, e o plăcere efemeră sau atât de efemeră încât nici nu mai ai timp să o trăiești. Pentru că o trăiești câteva zile sau câteva, nu știu, săptămâni, după care vezi că a apărut altceva sau vezi la cineva altceva care arată mai bine sau așa și deja ceea ce ai tu nu te mai mulțumești. Dar Moș Crăciun a existat? A fost un sfânt de la care s-a inspirat, să zicem? Sunt mai multe, spunem așa, explicații ale explicații religioase sau... Da, pornit din zona religioasă, în special și din tradiție. Știți, se întrepătrund. Da, în foarte multe locuri. Da, inițial... Cred că știți, era vorba de Crăciun, care era un om rău și Crăciuneasa, cea bună, care primește pe Maica Domnului acolo, în casa ei, dar nu putea în casă, ci în adăpostul animalelor și acolo naște pe Iisus. Deci au fost gazdele... Da. Așa, ar mai fi și explicații vis-a-vis de numele sărbătorii, nașterea lui Hristos, Crăciun, așa. Deci, practic, așa, ca personaj, mai ales așa cum apare peste tot, el este creat de un publicitar. Știți lucrul acesta. Da. Și creat de un publicitar. Bine, nu e rău în sine. Nu e rău în sine. Adică aduce acea magie pe care o vor să... Cel puțin așa ni s-a spus. Ni s-a spus, așa au fost crescuți. Că vrem magia Crăciunului, nu? Da. Adică n-a fost suficient. Știți, religia nu s-a întrepățit cu magia. Da. Noi dacă vorbim, să vorbim de ceva, vorbim de tainic. Știți, cuvântul tainic sau taină are cu toată altă conotație decât magie. Da. Taina e o coparticipare spre deosebire de magia. Deci magia o face vrăjitorul, nu? Ți se face. Ți dar se la face. Taină participi. Taina tu și participi. Ți se dezvăluie, nu? Exact. Și tu o descoperi pe măsură ce avansezi în taină. Tu o descoperi, dar este o împreună lucrare taină. Magia tu o primești, ești doar primitor. Ori referitor la nașterea Domnului, nu putem vorbi de magie sub nicio formă, din punct de vedere religios sau al măsurii credință creștine. Vorbim de această taină pe care Dumnezeu o descoperă oamenilor și de darul cel mai frumos pe care Dumnezeu putea să-l facă omenirii, și anume Fiul Său, care e un mare împărat, dar totuși paradoxal se naște într-o casă sărăcăcioasă, într-o iesle sărăcăcioasă, care, deși născut într-o iesle sărăcăcioasă, are parte și din chirarea magilor,
are parte și de colindul ceresc al îngerilor, are parte și în general păstorilor. Deci aici deci, operează foarte mult așa, istoria mântuirii cu paradoxuri. Așa cum pescarii au devenit apostoli, pescari de oameni, în curând, mâine, mai precis să-l sărbăm pe Sfântul Apostol Andrei, care a fost pescar și care a devenit apostol. Da, pescar de oameni, așa cum îi cheamă Hristos să vină, să devină pescar de oameni. Și Sfântul Nicolae, cum a ajuns Moș Nicolae? El este numit Moș Nicolae și este și reprezentat de regulă în iconografia ortodoxă, este reprezentat ca un bătrân, pentru că a murit la o vârstă foarte înaintată. Foarte mulți dintre sfinți au murit la vârstă tânără, martiri, martirizați. Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie și vedem tineri înfășisați în biserică. Așa, Cuvesa Paraschiva la fel a murit de tânără. Dar Sfântul Nicolae a avut așa de la Dumnezeu zile îndelungate. În vremea aceea oamenii nici nu trăiau foarte mult. A avut zile îndelungate și a rămas această imagine a bătrânului și denumit bătrân, moș. Da, da, vedeți, eu cred că s-a făcut asta, adică lumea nu mai zice că vine Sfântul Nicolae, zice că vine Moș Nicolae și o văd tocmai impusă ca o paralelă cu Moș Crăciun, tocmai ca să intrăm din nou în zona asta comercială, că și de Moș Nicolae așteaptă copiii cadouri. Da, da, nu știu, nu neapărat, Moș Nicolae, eu nu l-aș compara cu Moș Crăciun, pentru că, vedeți, Moș Crăciun, imaginea lui o avem de la un publicitar. Imaginea lui Moș Nicolae este din icoane. Este din icoane. Și atunci ce a căutat să facă publicitatea, zona aceasta comercială, a căutat ca să preia din activitatea Sfântului Nicolae acea bucurie de a dărui pe care Sfântul a avut-o și pentru care este și renumit. Și acele cadouri din ghetuțe care potrivit tradiției populare vin din darurile pe care Sfântul Nicolae le-a aruncat pe geam fetelor, celor trei fete care erau așa în pericol de a fi vândute de către tatăl lor care avea datorii foarte mari. Deci e deosebire, dar intenția și publicitatea care se face Sfântului vine din aceeași zonă. Organizați acum în perioada asta ceva acțiuni speciale pentru copii în biserică? Aveți serbări? Da, eu am o colaborare veche și foarte bună cu copiii de la Centrul de Asistență Spiritului Focșani. Sunt copii care sunt preluați din sistem maternal și sunt găzduiți în module familiale, sunt câteva în Focșani, fac școala în Focșani și automat sunt preluați în aceste module și în fiecare, în postul Paștelui, postul Crăciunului, am întâlnit săptămânale cu ei, îi implic în diferite activități sociale ale parohiei. Ei fiind și beneficiari, dar și cei care contribuie cu munca lor. Iar acum, de la fel, cred că exact din momentul în care am venit la parohie, am organizat o agapă în sâmbăta de după Sfântul Nicolae, legată și de această rânduială a pomenirii celor 40 de parastase, le încep în luna ianuarie. Sunt creștinii care au pe cei răpostați în cimitir și doresc să fie pomeniți în cursul anului și la final facem o agapă, o masă de pește mare la Casa Prasnicală, la care sunt invitați și copiii de la Centrul de Sprijin. Și bineînțeles să implic și în pregătirea mesei. Dar mă gândeam, de exemplu, ceva pentru copiii familiilor din parohia dumneavoastră. Da, am organizat la fel, periodic. Acum, niște activități foarte frumoase pe care episcopia le desfășoară la nivelul întregii episcopii. În județul Vrancea sunt două activități. Una va fi pe 5 decembrie la sediul inspectoratului școlar,
unde vor veni copii și din sistemul maternal, din zona aceasta de instituționalizați, așa, dar și din familii sărace din tot județul, 220 ceva de copii care vor primi ghete și dulciuri. Da, ghete și dulciuri. Ghetuțele lui Moș Nicolae se cheamă activitatea. E cu siguranță o activitate foarte frumoasă pe care episcopia o desfășoară și în paralel tot episcopia a organizat și anul trecut, deci deja e a doua oară când organizează această activitate caritabilă, scrisoarea lui Moș Crăciun, în care elevii, pe o scrisoare așa tipizată, își trec ce își doresc ei de la Moș Crăciun. Anul trecut s-au adunat la catedrală, nu știu, anul acesta, așa unde se va organiza, probabil că tot acolo, pentru că e spațiu generos, e vorba de câteva sute de copii, iarăși, care vin din tot județul, din familii nevoiașe, și care primesc acolo darurile, ce și-au dorit. Au fost foarte mulți uimiți, că au primit inclusiv laptopuri, îmbrăcăminte, telefoane mobile, deci ce au trecut ei acolo, aproape tot au și primit. Dumneavoastră aveți doi băieți, nu? Da. Și da. Ce carieră și-au ales sau și-aleg, nu știu, sunt... Cel mare și-a ales, cel de-al doilea încă este student. Aha. Cel mare este medic, rezident la Spitalul Universitar din București. Felicitări. Specializare cardiologie. A absolvit anul trecut Institutul Medic Militar, deci e medic militar, dar rezidențiatul face în Spitalul Civil la Universitar. Și cel mic este în anul 3 la Facultatea de Teologie din București. Da, v-a urmat pe dumneavoastră. Da, n-a fost din partea noastră nicio presiune. Chiar i-am cerut să se gândească foarte bine și să aleagă cu sufletul și ales cu sufletul. Se vor întoarce aici în Vrancea sau încă nu știți? Da, acum cel mare și-a ales postul, pentru că ei au și posturi în spital militare, chiar aici la Focșani. Ah. Urmând ca să vină la post după finalizarea rezidențiatului, 6 ani durează. Și da, nu pot să știu până atunci ce se va întâmpla, dar a fost dorința lui. Iar cel mic a avut o experiență, un an de zile a fost în Germania cu o bursă Erasmus, a studiat acolo practic anul al doilea de studii l-a făcut la Universitatea din Göttingen, facultatea de teologie de acolo și a fost impresionat de... A, și i-ar plăcea să plece? Cel puțin pentru zona de studii academice, adică doctoratul. Și ar dori să-l facă acolo. Bine, sunt biserici ortodoxe pentru diaspora? Da, chiar cum a lucrat Dumnezeu, că Göttingen, un oraș studențesc, renumit pentru universitatea de acolo, nu există parohie ortodoxă română. Și el a ajuns în octombrie, s-a înființat parohia câteva luni înainte. Deci, practic, el a luat exact... parte la formarea comunității, când debea auzea oamenii, românii de acolo sau din zonă, că s-a înființat biserica și începeau să vină la biserică și începeau să-și cunoască preotul, deci a fost exact implicat în activitățile de început ale comunității de acolo, din Göttingen. Părinte, vă mulțumesc! Cu mare plăcere! Să sperăm că o să avem sărbători liniștite cu toții. Doamne ajută! Primul rând trebuie să sperăm și mai apoi trebuie să le și facem. Pentru noi și noi. Pentru alții, nu? Exact. Mulțumesc. Liniștite. Vă mulțumim că ne urmăriți și pentru că multă lume mi-a spus, insist din nou cu butonul de like, cu comentariile, pentru că sunt cele care ne ajută să ajungem la mai mulți oameni, cu butonașul acela, clopoțelul pentru notificări, astfel încât de fiecare dată când noi postăm un podcast nou să ajungă la dumneavoastră. Și vă mulțumesc că ne susțineți.